Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod aici, pe România Culture Cards. Continuăm seria Motorsport People. Alături de mine se află Adrian Dancu. Salut, Adrian! Salut, salut Vlad și îți mulțumesc foarte mult pentru oportunitate. Salutări tuturor care ne urmăresc. Sper să fie o discuție mișto. Da, într-adevăr. Dragii mei, Adrian Dancu, pilot în competiții de rally ride, ne va dezvălui câteva dintre secretele lui, cum a început cariera de motorsport, cine sunt oamenii care l-au îndrumat, cine sunt idolii lui în motorsport, cum s-a format echipa 13, așa cum este ea denumită, și multe alte lucruri. Adrian, să începem cu o scurtă descriere despre tine, te rog. Păi, ce aș putea să zic? Sunt un manager de proiect informatic, conform definiției nomenclatorului de meserii din România. Am absolvit Facultatea de Informatică la Cluj-Napoca în 2005 și de atunci lucrez în industria software. Cu motorsportul am cochetat destul de târziu, ca să zic așa. În 2017 am luat contact cu o frumoasă comunitate de pasionați de Dacia Duster la Timișoara. Doi dintre colegii de acolo participaseră la clasa promo la Raliu Cross Country deja, cred că din 2016. Și tot atunci prin intermediul lor, i-am cunoscut pe niște oameni care urma să îmi fie competitori și prieteni foarte apropiați, colegii de la Târgu Mureș, de la Duster Hobby Racing, care cumva erau deja destul de infectați cu virusul ăsta al motorsportului și rally ride-ului și deja participaseră cu rezultate foarte frumoase la clasa promo în 2016. Cred că primul contact efectiv a fost în 2017, cum ziceam, cu o întâlnire amicală a pasionaților de Dacia Duster. Dacă vrei, un fel de tabără dusteriștilor, cred că se numea încă de atunci evenimentul. Și acolo am avut parte de un curs din ăsta rapid de navigare pe roadbook, susținut de soția unui din prietenii de la Târgu Mureș, care întâmplător era și navigatorul în echipajul respectiv, deci era un setup similar cum avem acum cu soția, în care prietenul meu Jombor era pilot, iar soția lui Zita era navigator. Mi-a plăcut foarte mult, seamănă, dacă îți amintești și tu probabil știi asta, Vlad, seamănă orientarea, navigarea pe roadbook seamănă foarte mult cu orientarea, cu Da. disciplina de orientare, da? În care ai repere, ai distanța până la repere, distanța totală și niște sugestii, poate chiar cap busolă la un moment dat unde lucrurile nu arată foarte concret în teren. Și atunci, cumva, la zona de navigare o văd foarte solicitantă. Se știe asta că în rally ride, în general, navigatorul aduce un aport foarte mare în echipaj. La etapa, mă rog, etapa, nu etapa, la întâlnirea respectivă era și un traseu de nici lung, nici scurt, de peste 50 de kilometri, dacă bine mi-amintesc eu, de parcurs în format de echipaj pilot-navigator, dar în limite de siguranță pentru exerciții, să zicem, sau chiar ca activitate în familie. Deci, un traseu de plimbare care era parcurs în regim de raliu de regularitate, între ghilimele, da? Cum fac și cei care au vehicule istorice sau mai știu. Și Da. atunci a fost un exercițiu foarte interesant. Eu nu aveam pe cineva ca și copilot, eram acolo singur la evenimentul respectiv. Și atunci am fost forțat să navighez singur de la volan cu caietul pe scaunul din dreapta. Ok. Mi-a plăcut foarte mult experiența în sine, m-am mai încurcat, m-am mai descurcat, mă rog, ca primă Da. experiență a fost ceva foarte interesant și ulterior, tot în 2017, am participat ca și navigator la, pentru unul din băieții din Timișoara de care ziceam, pentru Sebastian, la o etapă de campionat de rally ride la clasa promo la Bistrița. Și fiind aici aproape, el neavând navigator disponibil la timpul respectiv, am îmbinat toate lucrurile și a fost o experiență
foarte interesantă, nu interesantă. Era o glumă chiar în pandemie că de COVID mai ai șanse să scapi, dar de motorsport nu. Deci e un virus care odată ce te prinde nu mai reușești să scapi de el. Te poți amăgi, dar ceva tot va trebui să faci în privința asta. Oricum, cam asta a fost kick-off-ul. Tot în 2017 am avut o participare la clasa hobby în off-road, la GTC, noaptea cea mai lungă, zicea, la Ok. eveniment. Acolo, la clasa hobby, cea mai palpitantă, zic eu, era proba de trial, unde era o chestie cronometrată pe un traseu din ăsta cu jaloane, adaptat cumva pentru grupa hobby, deci nu cu elemente foarte dificile, dar destul de provocator, să zic așa. Și proba de trofii pentru clasa hobby era un fel de treasure hunt în care trebuia să găsești puncte date de organizatori prin diverse lucruri, locuri și, nu știu, să dovedești că ai ajuns la toate din ele și în funcție de aia se făcea clasamentul. Tot așa gândit o activitate de începător, de familie, foarte, foarte mișto conceptul, multă socializare cu echipaje deja cu experiență în zona de off-road, la fel și în zona de rally ride. Cred că de aici a pornit totul, Vlad. Și în 2018 ne-am înscris împreună cu prietenul meu cel mai bun și vecinul meu și fost coleg de liceu cu Daniel Ok. Nistor, da, ca și navigator. La una din etape am făcut o switch pentru că Daniel nu putea să vină și ne-am dorit asta. Și acolo, adică tot în 2018, soția mea a condus și eu, am încercat să navighez. Pe vremea aia nu era atât de strictă treaba cu echipajele, puteai să schimbi puțin rolul în echipaj. Și din momentul ăla, cumva, a început să devină o activitate și în familie, pentru că am reușit să o infectez și pe soția cu virusul ăsta, ca să zic așa. În 2018 deja am reușit un loc 3 în clasamentul general din campionat, la clasa promo, hobby, am putea să-i zicem. După aceea, în 2019, am avut niște schimbări în priorități, să zicem, în care a trebuit să ne ocupăm de fiul nostru, care s-a născut în 2019. Și atunci am împins cumva, să zicem, pe Daniel ca navigator și pe mecanicul meu, pe Ionuț Păușan, ca și pilot. Le-am sugerat să ia mașina care stătea degeaba și să participe ei. Și cred că de aici a început și la ei, la Daniel în continuare și la Ionuț, cumva, zona asta contagioasă de motorsport. Ulterior, apropo, ei în 2019 tot așa au reușit ceva, chestie destul de faină, dar nu mai mi-amintesc. Ar trebui să mă uit peste ce Nicio mi-am notat. problemă. Oricum, ca să fac așa un mic rezumat, o poveste interesantă și cum s-a format echipa 13 și, mă rog, multe alte lucruri pe care, iată, Adrian mi le-a povestit și, evident, toate încep de la o pasiune, dar mai departe, evident, rezultatele, munca și perseverența contează foarte mult într-o disciplină cum este rally ride și, evident, orientarea, pentru că acel De roadbook acord, poate fi da. sau nu în avantajul tău. Da, deci ca să încerc să închid cumva, că poveștile sunt faine și ne întindem mult timp. Da, cred că ăla a fost momentul în care am început deja să punem bazele unei echipe, nu doar a unui echipaj, să zicem, și am început să ne ocupăm de chestia asta mai mulți și nu neapărat pe considerente de amiciție, ci pur și simplu pe chestia asta că ai un interes comun în motorsport și cumva îți găsești oameni alături de care să faci ceva. Da, pot să zic că am încercat să fim destul de competitivi de-a lungul timpului. Odată ce intri în febra de concurs, sigur că îți dorești să câștigi, asta e normal. Adică există în continuare o pondere foarte mare pentru zona de pasiune. Adică mergem în primul rând acolo ca să ne scoatem dracii și ca să ne dăm și ca să rămânem în continuare în fenomen.
Dar, da, există și aspectul ăsta al competitivității, care nu poate fi ignorat. Deci, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, trebuie să iei niște decizii și să începi să redirecționezi buget înspre pasiunea asta ca să o duci într-o zonă superioară. Și evident, scuză-mă un pic că intervin Adrian, evident dezvoltarea motosportului ține de fiecare în parte, am mai spus treaba asta și o spun în continuare, evident. Descărcarea adrenalinei contează foarte mult într-un mediu controlat, dar o să ajungem și acolo la subiectul acela. Până să mai ai tu câteva argumente, mă rog, dacă mai ai tu acum câteva argumente pe final. Neapărat, cred că la final, modul în care am încercat noi sau am ajuns până acum să concretizăm zona asta de pasiune, de ambinată și cu logistica, a fost să ne începem să punem bazele unei asociații sportive, da? Deci avem Asociația Sportivă Echipa 13, care inițial era doar o denumire din asta pusă poate la mișto. Acum, practic, avem un climat în care putem să ne gestionăm un pic mai bine lucrurile. Sigur că există în continuare provocarea asta a bugetului și de a găsi sponsorizări și fonduri pentru activitățile noastre. Încă aducem foarte mulți bani de acasă în chestia asta, dar din fericire familiile ne susțin. Ce vreau să zic e că deja simt că intrăm într-o zonă în care trebuie să începem să dăm și noi înapoi și cel puțin către finalul discuției este aș vrea să intrăm și pe track-ul ăsta, mai ales că știu despre tagline-ul pe care și tu îl promovezi cu strada nu e circuit. Da. Și da, cam cred că despre asta e vorba. Ok, încerci ceva, vezi că îți place, încerci să duci la un alt nivel, dar după aceea trebuie să și lași ceva după tine, cum ar fi. Exact. Și evident, cine dorește să se alăture echipei 13 sau echipa 13, evident, este binevenit. Aveți aici sprijin tehnic, sprijin, să zicem așa, pe partea de antrenament, antrenor și nu numai. Cine sunt idolii tăi în motorsport? N-aș putea să zic că am neapărat niște idoli. Cred că încerc să înțeleg biografia marilor sportivi și să iau de acolo niște lecții. Cred că foarte mult îmi place să povestesc sau să aflu povești și după aia să le discut chiar și la nivel de trivia, să zicem, cu alți pasionați sau poate chiar cu oameni care nu au avut contact așa de mult cu motorsportul. Cred că din poveștile oamenilor experimentați și din întâmplările care poți să le observi la nivele de competitivitate mare, cred că din alea am avea foarte multe de învățat și acolo își rezuma zona asta de influență, aș zice. În sensul că, da, stimez foarte mulți piloți, copiloți, atât din țară, cât și la nivel internațional. Pe unii din ei ai ocazia să-i cunoști, pe alții poate mai greu, deși anul ăsta au fost câțiva amici și prieteni care au mers la Dakar doar ca să simtă vibe-ul de Dakar și să ia contact cu fenomenul în persoană. Cred că e foarte importantă chestia asta, adică oricine ar vrea să înceapă sau să ducă la un alt nivel o disciplină de motorsport, de orice, ar fi bine să intre fie ca participant, fie ca, nu știu, spectator, fie ca coparticipant la organizare, da, voluntar sau în orice alt format. În felul ăsta altfel înțelegi tot ce se întâmplă în fenomen, de la partea organizatorică până la partea de sportivitate sau cerințe tehnice sau așa mai departe. Da, într-adevăr. Evident, pentru că ai povestit în câteva cuvinte cum a arătat anul 2023 și evident o să spun și întrebarea cum va arăta anul 2024, ce planuri ai și evident pot să combini răspunsul în așa fel încât să putem să ne dăm cu părerea ce ar trebui îmbunătățit în anul 2024 din punctul tău de vedere, atât pe partea de echipa 13, cât și pe multe alte planuri pe care cu siguranță le ai. Vreau să începem să dezbatem acest subiect. Evident, l-ai pomenit acum tu câteva momente, dar îl mai menționez încă o dată. După cum bine știi, motorsportul este promovat prin două sloganuri foarte importante, și anume strada nu e circuit și campionii sunt pe circuit, nu pe stradă, ca să mai spunem încă o dată acest aspect pentru cei care sunt prima oară la acest interviu și nu numai.
În opinia ta, ce ar trebui să facem sau cum vezi tu rezolvat această problemă? Pentru că oameni de vârsta mea, de vârsta ta și nu mai consideră că strada este circuit și nu vin la evenimente de track day, pentru că am înțeles că ai participat și la câteva track day-uri, sau nu vin la evenimente de motosport sau nu vin la evenimente în general pentru că nu au buget sau poate nu au timp sau poate nu vor, mă rog, multe alte argumente pe care ei le susțin. Cum vezi tu rezolvat această problemă care persistă în continuare? Deci, acum sunt mai multe aspecte aici. Eu ce pot să fac e să vorbesc din experiența mea și din ce cred eu că ar merita aplicat. Și asta trebuie și eu să-mi o calibrez pe parcurs, discutând cu tot felul de alți colegi sau alți oameni, fiecare cu perspectiva lui. Dar ce e foarte clar e că în momentul de față, cu toate greutățile de rigoare, pentru că niciodată nu va fi nimic de gratis și nimic disponibil oricând și oriunde. La momentul ăsta, cum ziceam, cred că există infinit mai multe posibilități pentru oricine să practice o formă de motorsport mai apropiată sau mai depărtată de ceea ce crede că rezolvă pe stradă. Există campionate și evenimente din astea de tip cupe sau fără miză de campionat, în orice domeniu, începând de la off-road, da, zona de ride, până la discipline de asfalt sau de circuit, da? Este zona de rallycross, este zona de îndemânare, de slalom paralel. Există Women Rally, unde se promovează conceptul ăsta că avem persoane de sex feminin foarte pricepute la șofat și pilotat, de undeva trebuie să înceapă oriunde. Există foarte multe evenimente de tip track day și există inclusiv evenimente regionale sau locale organizate sub diverse forme, pe drumuri care se închid, unde zona de siguranță primează. Cred că e foarte important să înțelegem că în momentul în care ești într-o competiție, indiferent că e una amicală sau una oficială care contează într-un campionat, sau e o cupă în care poate câștigi doar un trofeu sau experiența de a fi acolo, cred că cel mai important aspect e ăsta, că cineva se ocupă de zona de siguranță. Adică se închid niște drumuri de pe care ar putea să-ți apară diverse surprize neplăcute. De obicei se merge cu niște distanță între concurenți, tocmai de a lăsa loc de siguranță. Dacă se întâmplă ceva, există oficial pe traseu care poate să oprească temporar o cursă până se rezolvă un incident. Există caiete de sarcini pentru organizatori ca să fie de față echipaje de urgență. Da? Deci toate chestiile astea sunt gândite ca să putem practica sporturile astea în condiții de siguranță. În trafic ar trebui să ne deplasăm cu mașinile și să savurăm drumul dacă se poate. Da? Asta e rolul drumului public, să aibă acces pe el și cine are un Porsche 911 și cine are un Logan și cine are, nu știu, orice altceva, da? Un camion cu care trebuie să ducă lapte. În motorsport, acolo e deja circuitul sau drumul ăla care e închis sau orice traseu gândit și securizat de un organizator, scopul acelui traseu e să permită accesul celor care chiar cred că sunt competitivi la volan. Da. Și o să zic aici o chestie, cum să zic, cred că toți trebuie să ne maturizăm și asta ia o vreme, dar în momentul în care realizezi niște lucruri, încep să-ți sune în cap chestii care ai auzit și la alții. Un foarte bun prieten de-al meu, tot din Târgu Mureș, Claudiu Rusu, care are un palmares destul de interesant și în zona de raliu, și viteză în coastă, și circuit, și rally ride, și tot ce vrei, îmi spunea la un moment dat că în momentul în care a început să facă motorsport și-a dat seama că ce facem noi așa, tachinându-ne la între două semafoare și turând motorul și plecând cu scârță, niște copilărisme. Și ăsta e adevărul. Dacă crezi că ai o mașină performantă și știi să o controlezi și știi ce faci la volan,
trebuie să mergi o zi pe circuit, să faci un track day și să vezi ce înseamnă să faci 3 km jumate la regim de efectiv cât poate mașina și cât poți tu. Și să-ți dai seama că cauciucurile încep să se dezmembreze, să-ți dai seama că frânele se afumă și prăjești plăcuțe poate cât între două revizii de 10.000 de kilometri și să-ți dai seama că obosești și ți-e greu să te concentrezi și începi să vezi unde greșești și știi că greșești, dar instinctele tale nu sunt formate cum trebuie pentru motorsport. Și îți dai seama de fapt cât de puține știi și cât de mult ai dori să înveți. Și când pleci de acolo, după o zi în care chiar ai dat tot ce trebuie pe circuitul ăla, drumul spre casă e unul în care nu contează cine trece pe lângă tine, tu te duci liniștit către casă, știi? Deci scopul e să ajungi la următorul track day și să înveți mai bine. E foarte mult ajută experiența pe circuit. La rally ride e destul de greu să faci antrenamente. Deși ai zice că suntem în afara drumurilor publice, chiar și un drum comunal pietruit e un drum public, deci trebuie să avem foarte mare grijă unde ne antrenăm. La off-road, la fel, sunt tot felul de terenuri care pot să fie proprietatea cuiva și tu să nu știi de chestia asta. Pe circuit, ești pe circuit. Pilotajul, pilotaj și pe circuit, și pe macadam. Într-adevăr, există tehnici ușor diferite, dar principiile de bază le poți exersa liniștit pe asfalt. Da. Într-adevăr și, mă rog, prin ce promovați voi, prin, mă rog, echipa 13, prin competiție de rally, cupele, campionate regionale și așa mai departe, promovați până la urmă motorsportul, care până la urmă trebuie să fie o disciplină în adevăratul sens al cuvântului și, mă rog, dacă nu îți permiți să vii cu mașina ta personală, ok, poți să vii ca spectator și pe aceștia din zona de spectator să devii voluntar, pentru că foarte mulți oameni din zona de spectator au devenit voluntari. După care, evident, în măsura în care ai un buget, ai un timp și așa mai departe, poți devii și pilot. Dar, evident, trebuie să urmezi niște pași în așa fel încât să poți să ajungi la dezvoltarea motorsportului și, evident, oamenii să vină din ce în ce mai mult acolo unde le place. Mă rog, evident, avem o varietate de discipline, raliu, viteză în coastă, circuit, rally ride și așa mai departe. Evident, fiecare om, să zic așa, fiecare persoană preferă câte o disciplină cu siguranță. Vreau să mai vorbim despre anul 2024, pentru că știu că ai foarte, foarte multe planuri și cu siguranță, atât planul cu echipa 13, cât și planurile tale personale. Cu siguranță o să vrei să-ți dorești să ajungi într-un campionat internațional și cu siguranță acesta este și unul din planurile echipei 13, pentru că este normal fiecare om care începe pasiunea aceasta de motorsport într-o carieră de pilotaj dorește să ajungă la cât mai multe etape internaționale. Este unul din principalele obiective pe care și noi îl urmărim și voi îl urmăriți la rândul vostru pentru a putea pune România pe harta motorsportului cât mai bine. Comparativ cu anul 2023, care tocmai ce a trecut, ce ai îmbunătățit tu sau ce ai adus tu în plus în anul care vine acum? Care ar fi planurile adăugate, să zic așa? Acum cred că trebuie să facem diferența între ce ne dorim și ce putem face. Asta ca să nu ajungem să fim dezamăgiți. Cred că anul 2024 va fi un an foarte, foarte dur în ceea ce privește zona de investiții și sponsorizări în motorsport. Deci, cumva, plecând de la premiza asta, cu toate modificările legislative din ultima vreme, cu, hai să zicem, dificultățile cu care se confruntă toate companiile, în general, cred că va fi un an mai prudent. Da, la nivel de dorință și, din nou, aici, cum să zic, sunt mai multe moduri în care poți să îți satisfaci o nevoie sau o dorință sau o curiozitate, cred că faptul de a, zona asta de a lua contact cu motorsportul la nivel internațional rămâne într-adevăr o idee acolo, poate momentan pe bancheta din spate sau o idee care o mai scoatem din cutie din când în când și ne jucăm cu ea. Cred că ce merită să facem cu toții și încercăm să facem și noi în zona asta de echipa 13 și în general, e să lăsăm un pic orizontul deschis și să nu spunem nu unor oportunități. Spre exemplu,
Anul trecut am fost voluntar, marshal și copilotul lui Ionuț în traseul de deschidere la Roadbook Adventure Challenge, care este o cursă foarte mișto organizată în Apuseni de prietenul nostru Ferry Fodor. Sigur îl știi de la Da, cu radio. siguranță. Dacă n-ar fi fost un conflict de evenimente, în sensul că anul ăsta cred că e în conflict fix în weekendul ăla, e Baja Satu Mare, sigur eram acolo. În altă ordine de idei, am avut ocazia să particip ca și marshal la Raliul Clujului. Anul ăsta, dacă nu e un conflict de evenimente și se pare că nu e, sigur voi fi acolo. Cred că poți să iei contact cu piloți, copiloți, oameni, manager de echipă și din zona de alte discipline, chiar și în zona asta de voluntariat, și poți să înțelegi cum funcționează un plan de securitate de 100 și ceva de pagini și poți să înțelegi ce responsabilități există la nivel de organizare și altfel vezi lucrurile când ești concurent sau, mă rog, chiar și spectator. Și în altă ordine de idei, la zona de participare internațională, cred că, în general, ar fi bine să ne păstrăm o doză de versatilitate în ceea ce facem, să fim în stare să jucăm mai multe roluri într-un echipaj sau o echipă, pentru că atunci ne lărgim orizontul de a profita de anumite chestii. Poate la un moment dat un coleg care trebuie să meargă pilot nu are copilot. Da? Poate nu are mecanic. Da? Poate nu are șofer pe mașina care trebuie să ducă pe platformă mașina de concurs și mai are și scule sau ce știu eu ce pe o dubă sau așa mai departe. Cred că trebuie să fim deschiși la orice și să profităm de chestiile care ne vin ca oportunități. Trenurile din gară, să știm când să ne urcăm în ele, nu să stăm să ne supărăm că noi nu reușim. Și în felul ăsta ne mărim networking-ul, luăm contact cu alți oameni, învățăm niște lecții, furăm meserie, poate, și data viitoare facem mai bine. Și chiar asta am vrut să spun, dar nu este nicio problemă, o să continui. Cu siguranță atât Ferry Fodor prin evenimentul pe care îl organizează, cât și tu prin prezența ta la diverse evenimente și așa mai departe, ajutați atât motosportul din zona de Transilvania, ca să zic așa, dar și motosportul pe plan național, pentru că până la urmă asta este planul. Evident, dacă ai tu mai multe detalii legate de evenimentul lui Ferry Fodor sau, mă rog, evenimentele la care tu participi, evident, dacă mai ai ceva de spus. Atâta mare, care e ideea? Noi, momentan, nu avem o mașină pentru clasă profi. Eu cu soția. Duster-ul ăsta al care îl vedem aici a fost suficient pentru clasa Rally 2, pentru semi-pro. Inclusiv în mașina asta ar mai trebui băgați niște bani ca să poată să ia startul la clasa profi. Nu avem neapărat banii ăia. Avem o direcție pe care vrem să mergem, dar s-ar putea să dureze până finalizăm niște lucruri. Așa că, având în vedere că la Rally 2 deja am ocupat un loc pe podium în anul trecut, am reușit să ieșim pe locul 2 la clasa noastră, o să încercăm o abordare diferită, o să schimbăm rolurile în echipaj și anul ăsta soția mea va pilota și eu voi încerca să navighez. Teoretic, eu știu ce trebuie să fac ca să navighez, dar îmi ia foarte mult și mi-e foarte greu să mă concentrez la ce am de făcut, având în vedere că instinctul meu e să apăs pedale și să învârt de volan. E un exercițiu care va trebui să-l fac și chiar mă stimulează provocarea asta. În plus, soția își dorește și cred că merită să experimenteze zona de competiție pe partea de pilotaj, pentru că a început corect, conduce corect, pilotează corect, trebuie doar să mărească ritmul și asta nu se întâmplă numai cu experiența. Iar antrenamentul cel mai bun e în competiție. Da, într-adevăr, și chiar asta am vrut să spun, evenimentele precum Roadbook Adventure Challenge
sau cupa 4 Veragra și așa mai departe, sunt predestinate și amatorilor, adică, mă rog, celor care au o mașină, cum ești tu, la clasa hobby și poate să concureze. Deci, iată, este un avantaj pe treaba aceasta. Mă rog, Roadbook Adventure Challenge pe partea de moto, acolo este Da, cu corect. totul. Deci sunt în momentul ăsta, cel puțin pe zona de ride, cea mai mare oportunitate pentru oricine să intre în Exact. zona de promo rally, unde nu ai nevoie de o mașină echipată, ai nevoie doar de niște chestii minimale de siguranță, un combinezon nu trebuie neapărat să fie omologat, o cască care sunt chestii de bun simț și în rest, dotarea standard a mașinii, da? Niște Da. anvelope de teren și poți să iei startul. Exact. Și, Iar mă după rog. aceea, dacă îți place și vrei mai mult, fiecare Da. după posibilități și Exact, după cât exact. de mult ne dorim și cât reușim să atragem. Da. Și evident, cu siguranță, mă rog, pe partea de moto, dacă vreți, puteți să vorbiți cu oricare pilot, puteți să vorbiți chiar și cu Ferry Fodor, ca să vă ofere mai multe informații, puteți să E și vorbiți. zona asta de academie, unde chiar dacă nu știi să navighezi pe rodul, poți să începi să faci asta alături de el. La Rally Ride, la auto, da, Federația are nevoie, prin regulament, ca și cei care vin la promo să fie sportivi licențiați. Adică trebuie să fie înscriși într-un club sportiv afiliat FRAS și asta ce înseamnă că cineva din clubul ăla ar trebui să fac o prelucrare a regulamentului, să-ți explice cum se navighează, da? Măcar la nivel de prezentare. Și atunci când ajungi să iei contactul cu fenomenul, să nu fii în plus. De aia s-a mers pe zona asta. Eu cred că e o Da. direcție foarte bună și aici, cum am zis, am vrea să investim și noi înapoi și să ajutăm omuleți care își doresc să facă chestia asta. Nu că suntem noi cei mai experimentați, dar dacă vrei să o iei de la promo ușor, avem acolo destule chestii care să le punem pe masă ca să ajutăm și noi. Da. Și da, în timp, eu cred că sunt deja câteva entități care nu ar zice nu, inclusiv la închiria sau a împrumuta, poate, o mașină pentru o etapă sau o cupă pentru cineva care își dorește să ia startul și să vadă cum e. Adică nu există scuze ca să nu încerci, totul e acolo. Și după aia fiecare poate să decide unde merge mai departe. Într-adevăr. Iar acum, pe finalul interviului, pentru că ne apropiem încetul cu încetul de final, vreau un mesaj pentru fanii motorsportului. Care ar fi acel mesaj pe care tu l-ai spune? Zice că cel mai important ar fi, haide să ne implicăm cât mai mult și să facem ceva fain împreună. Ok, da, iată un argument foarte interesant și care vă, iată, vă, să zic așa, nu vă obligă neapărat, vă duce către zona aceasta de motorsport să veniți, să investiți, să veniți și ca simpli spectatori, să veniți și ca simpli piloți, mă rog, să începeți o carieră frumoasă în această disciplină care este într-o continuă creștere în România, atât pe partea de moto, pentru că eu am văzut foarte mult și partea de moto, dar și pe partea de auto. Adrian, dacă mai ai tu câteva argumente, dacă nu ne apucăm să facem outro-ul de final. Aș zice chestia asta. Mă bucură, Vlad, că vrei și tu și alți prieteni și colegi de-ai tăi să mediatizați zona de motorsport. Cred că e important să existe conștientizare la nivelul publicului. Cred că treaba noastră ca sportivi și entități sportive în general ar fi să facem lucrurile captivante pentru spectatori și să aducem oamenii în zona să-și dorească să vină să vadă motorsport și cred că dacă suntem conștienți de chestiile astea și împingem destul de mult conținut fain și mișto pe toate canalele care le avem la dispoziție, cred că vom ajuta cu ceva la tot fenomenul ăsta. Și chiar asta am vrut să vă spun, că o să rog pe Adrian să-mi lase absolut tot ce înseamnă social media pentru el în deschidere, inclusiv dacă are un social media pentru echipa 13, de ce nu să-i puneți câteva întrebări acolo, sau de ce nu voi cei care vă uitați să fiți următorii piloți pentru echipa 13, evident în măsura în care aveți timp, evident și el la rândul lui, cu siguranță ai timp suficient să le răspunzi oamenilor și cu Timp, siguranță, ne găsim. exact, și cu Timp siguranță și că... niciodată nu avem, trebuie să vedem cum îl gestionăm. Deci, Da, pentru da, da. oameni faini ne facem timp, nu-i problemă. Da, exact. Și evident, dacă mai aveți alte întrebări în secțiunea de comentarii, puteți să-i puneți acolo toate întrebările și el o să vadă videoclipul și vă va răspunde. Adrian, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să-ți spun că îți lansez și ție invitația, mă rog,
îți lansezi invitația să inviți alte persoane pentru Motorsport People Next Generation sau Female Racing Drivers. Evident, mai au și o legătură cu câteva persoane pentru a le face auzită și ascultată povestea, dar evident, îți lansezi și ție invitația pentru că motorsportul este o disciplină frumoasă și nu că merită dezvoltată neapărat, merită dezvoltată, dar merită povestită și explicată în detaliu tuturor oamenilor care sunt pasionați de mașini și de motoare, pentru că până la urmă toți avem un punct în comun și anume adrenalina, din punctul meu de vedere. Dragilor, cam acesta a fost Motorsport People. Mulțumesc încă o dată, Adrian. Cine urmează la Motorsport People sau la Female Racing Driver sau Next Generation, nici noi nu știm, dar evident vă vom ține la curent. Adrian a lansat invitația, eu evident am mai luat legătura cu câteva persoane, o să mai vorbesc și cu câteva persoane din lumea rally ride-ului să vedem exact poveștile lor și să le ascultăm pentru că merită ascultate și merită spuse. Dragilor, până la următoarea întâlnire cu lumea Motorsport, țineți minte să dar nu e circuit. Let's go racing vroom și țineți minte că sunteți cei mai tari. Toate cele bune, pe curând!